Deci Nexus citesc foarte bine, sunt trei oameni spre site-ul B, fac contactul cei de la OneTap, Swifter eliminat de Blitz, care încearcă acolo să mai facă o eliminare la un X cu două fraguri de la bancă, este în casă Modo care face un frag, două fraguri pentru Modo și ne readuce aminte ce runde de pistoale incredibile a făcut la Romanian eSports League. Modo încearcă să-i aducă în zone în care se ia fight-ul, le trage acolo după Migna, vine glonțul din partea jucătorului de la Nexus 1-0. Așa că șansele sunt destul de bune. XL, a apăsat de Swifter, însă era full flash acolo Swifter, cred că din partea flash-ului lui Geo, ceea ce ar putea să fie o mică problemă. Mignea sus la casă, pus la pământ de către Robert și este trade-ul făcut de băieții de la OneTap. BTN este ascuns în conector, totuși nu se bagă din smoke băieții la OneTap. BTN îl vede pe Geo Hype, dar puțin cam târziu Geo reușește fragul pe capitanul de la Nexus și avem avantajul de un om pentru băieții de la OneTap. Se vedem aici pe OneTap în con cu trei oameni. Cum vor apăta site-ul acolo unde doar Xelo ar putea să apere? Ba nu, vine și Blitz din short, dar Modo vine cu trade-ul la Unix în smoke-ul de junglă. Da, este Robert sărit la ninja, Xelo nu cred că știe de poziția acestea, vine flash-ul în bază, Robert cred că a făcut picul, smack-ul elimină pe la Unix, ținea foarte bine smoke-ul, totuși Xelo este 1 vs 2, avansează la triple, are un jucător în conector Modo după triplu, să vedem cum se vor dubla cei doi jucători în acest moment. Xelo a reușit foarte multe clutch-uri de-a lungul timpului, smack face picul, Xelo totuși surprins de Modo și avem rundă pentru untap de vreme și vedem mood-ul bun, incredibil. Da, îl vede, Blitz îl elimină, wow, ce timing pentru Geo, un pic ghinionist aici Geo, dar în același timp cred că dacă ar fi verificat ar fi putut să elimine gratuit pe Blitz, se intră din conector, Migna face un frag, pe nou este într-o zonă de confort, Smek mai face un frag, elimină pe Xelo, totuși Blitz vine cu trade-ul, la avantaj pentru Nexus și BTN surprinde aici, să vedem, trage și după Modo, acesta are AWP-ul, trage după BTN, este prins la Ninja, vine Molotov-ul care nu știu dacă este suficient de bun, se burcă Modo acolo, face un frag pe la Onyx, dar BTN reușește double kill-ul cu acest 5-7 și AWP-ul, deoarece era foarte secat, se intră în site-ul la Nexus, știu de această schemă, BTN și eliminat de către Smek, a prins timing-ul potrivit, Mignea încearcă să joace defensiv aici, va veni plantul, va arunca acum nade-ul, dar nu reușește, ba da, reușește să elimine pe Modo, 4-4, Nexus au două smoke-uri pentru retake, este la Unix în short, care are doi oameni, totuși face fragul pe Geo, vede pe Smek, trebuie să câștige acest duel, Blitz încearcă să vină să își ajute cu echipierul și a prins timing-ul perfect acolo, Smek scapă în conector, l-a văzut din nou la Unix, dar Swifter și Smek câștigă aici două dueluri foarte importante, Blitz rămâne 1 vs 3, destul de secat acolo Smek, dar are trei oameni în față și va fi foarte greu pentru un jucător de la Nexus să facă acest clutch. Se duce Blitz spre pompă, îl elimină pe Robert, ba nu, ratează acolo fragul, Robert câștigă duelul și avem rundă. Vine prefire-ul pe Mihnea? Nu, pare că este safe. Vine prefire-ul până la urmă, Smek îl elimină, B aruncă smoke-ul în pantă. Robert, au avut acolo un timing foarte bun, one tap în rampă. BTN a încercat aici să avanseze alături de Blitz, trebuie să fie la acest timing, totuși l-au, parcă miroase ceva și vin două fraguri de la Nexus, atenție mare, sunt 3 vs 2 pe acest site, va veni lurk-uri, dar cred că prea târziu Modo trebuie să planteze, la Unix aude plantul, încearcă să elimine bomba, Robert își apără cu IP, Robert face două fraguri, cât de importante sunt aceste fraguri pentru OneTap și vine Blitz din spate, îl vede pe Modo, să vedem dacă reușește să le elimine, se ascunde momentan, îl vede pe Robert la bancă, trage după Robert, îl știe și pe Modo. Încearcă să facă picul, dar Modo reușește eliminarea și avem o nouă rundă pentru OneTap care restabilesc. Dacă mai avea timing-ul aici, smoke-ul nu cred că va rezista foarte, foarte mult. Totuși BTN îl vede pe Smek și le elimină și vor încerca o intrare repede, dar sunt doar 3 oameni de la OneTap. Bomba este în bază, sunt un pic deconectați, dar să vedem cum se sincronizează. BTN prins aici cu flash-ul, încearcă să supraviețuiască. Blitz este în ladder și își ajută capitanul. Robert le elimină pe Mignea, site-ul ăla este liber în acest moment. Xelo este nicio problemă, totuși face picul din short, Lau cu polarul, scoate pe Modo și este și Robert în con, doar că nu a tras către Lau. Momentan bomba nu este plantată, apasă aici Blitz și două fraguri rapide pentru el, toate ieșirile, cât să rămână siguri. Modo îl găsește pe Lau, picul la unghiul de polar din casă pe un asemănător cu cel al lui Fer, dar vedem că în această echipă OneTap are un alt rol, nu poate juca cu grupul și să încerce play-uri individuale. A spus în conector, BTN încearcă să-l elimine, are un jucător deasupra în short care face fragul. Mihnea totuși reușește un singur frag, Xelo ține în conector, îl elimină pe Swifter, mai sunt 12 secunde, cât de strânse sunt aceste runde. Xelo totuși face o eliminare aici pe Smek și rămâne Geo cu 8 secunde în conector, încearcă să sprinteze spre site, dar nu mai are timp să planteze. Blitz le execută din lateral, recuperează încă un sniper pentru Nexus și avem un double up setup, este destul de extrem. Xelo, picul către con, îl găsește pe Swifter.
Geo însă cu un trade, Mihnea este ascuns la default și ar putea să-i vină Geo chiar în spate. Robert este cel care le elimină. Geo între timp îl scoate pe Blitz. Angela în situație de 4 vs 2 pentru OneTap. BTN îl surprinde pe Geo și mai reduce din dezavantaj. Lau l-a scos pe Smack, însă Robert vine cu trade-ul pe B și Lau, să vedem de ce se elimine aici bomba din short, așadar va fi destul de greu. Are doi oameni acolo pe default. Modo face picul, îl prinde cu smoke-ul în mână. 6 la 6 și cred că forțează aici. Nu cred că a făcut niciun pas Mihnea. Robert se apropie de el, dar este fragul lui Robert. Entry pentru OneTap. Cumva și fragul. Robert face ei săriturile, nu vede pe nimeni. Blitz îl prinde însă pe Robert într-o poziție mult prea avansată și se retrage la sandwich. Este de un singur Blitz aici, ar putea fi pus în pericol de Schmeck și Modo. Apasă acolo Blitz, îl scoate și pe Schmeck. Modo reușește trade-ul, dar situația este de 3 vs 3. Bă, mai este picată, s-a anunțat asta de către Blitz. Modo aruncă acolo utilitățile. BTN încearcă flash-ul, sare în ladder, dar Geo este pregătit. Xelo se bagă la triple swifter, ține foarte bine rotația pentru că e Quick-Pierce și vine Launix în junglă, care rămâne 1 vs 2, dar este foarte, foarte secat. Încearcă aici să facă picul, ratează, Modo le elimine și este 1 vs 1 cu Geo High. Face picul Launix! Dumnezeule, ce... Este BTN. Xelo se uită către pantă, la site-ul la pic acolo, Xelo eliminat de Robert, Modul scoate pe Launix, Mihnea se luptă aici cu Robert și îl pune la punct într-un final, dar site-ul B este în controlul celor de la OneTap. Lângă un inamic. Molotov. Este chiar lângă Modo, ratează aici Modo și este șansa lui Blitz, îl pune la pământ, este ascuns în acest moment Blitz și să vedem cum alege să facă picurile în situația de 3 vs 3. Îi dă hatch-a lui Smack, dar este destul de secat. Swifter îl surprinde totuși pe BTM. Blitz dă cât de mult DM se poate din short. Are un jucător care îl ocolește în acest moment. Să vedem, nu poate nimeni să-l ajute. Rămâne Mihnea 1 vs 2, îl știe pe Geo Hype. Și cred că și poziția lui Swifter este știută. Acesta se mișcă pe site. Mihnea are diffuse, scriptul are timp. Dar să vedem, trebuie să facă cross-ul aici. Dacă trece pe default, poate lua bomba. Dar Geo nu-l lasă, face fragul 8 la 7. OneTap câștigă prima parte și este un t-set foarte, foarte bun. Sigur către site-ul Axelo. Are pe 250-ul în mid. Trage după Modo, pune la pământ, vine și Swifter. Xelo se luptă cu Swifter, dar câștigă duelul jucătorul de la OneTap. Se bagă trei jucători din Under, Robert, nicio șansă acolo pentru el. Blitz îl pune la pământ, Lau îl scoate pe Swifter, jucător în short de la OneTap. Este vorba de Geo, dar este scos de Lau. Smack îl scoate pe Blitz, dar mai are de eliminat încă 3. S-a trecut pe site Lau foarte aproape de... La Onyx vedem Smack își ține aici cumpătul, face fragul pe la Onyx, totuși se repoziționează foarte bine acolo la sandwich. BTN, Mihnea la triplu, face picul, elimină Smack, are aici un duel și cu BTN, dar nu mai este timp. Face fragul și pe BTN, 18 fraguri pentru Smack, dar sunt doar exit fragul din short Robert, dar acesta este pregătit pentru site-ul BGO, este pe default, trage acolo, elimină doi jucători, totuși Robert din spate site foarte bine ține linia pentru băieții de la OneTap. 3 fraguri pentru Robert aici în site-ul B, cât de important a fost prezența lui, totuși este eliminat aici Geo, este știut cu siguranță ca și jucător care ține acest site, trage prin smoke BTN, aproape să le elimine, scapă cu 10 HP, totuși Xelo ține aici cross-ul, dar Modo nu va face picul, știe că este ținut și cu siguranță și de la OneTap sunt aware de poziția lui Xelo și vine o rundă bună aici pentru OneTap, 1 vs 4, Xelo face de obicei multe minuni pe Drake Pasa, dar nu este cazul acum. Îl atinge pe Xelo și pe B. Să vedem pe Robert, îl scoate pe Blitz, entry pentru OneTap în runda cu numărul 19. Da, la site-ul pe foarte... economic, Launix prinde aici un timing, trage după Geo, elimină la Glock pe Geo, atenție mare, l-a văzut acolo Robert care este eliminat de Xelo, cale liberă spre site-ul B, atenție mare, Mihnea are armură, cred că cedează runda OneTap, să vedem dacă nu cumva, dar Smeck este eliminat de Xelo și Nexus câștigă o rundă, o singură armură. Xelo, 3 fraguri cumva și... Vine o rundă pentru Nexus. Ce alege să facă? Dacă alege să se supraextindă, intră în țintă lui Xelo. Și este entry-ul pentru băieții de la Nexus, Geo High, ceea ce mă face să cred că va fi un play către site-ul B. Robert vrea să facă aici picul, din nou ținta lui Xelo este prezentă. Geo ar putea să urce și el pe... Smack sare, l-a auzit Xelo, le elimină, este și Geo urcat pe... mașină eliminat de Launix și acum vor face splitul în site-ul B. Și-au dat seama că nu o să renunțe. Verific aici. Cearcă oare cu splitul. Da, nu e cazul pentru că auzea pașii și se va întoarce. Să aibă toate utilitățile și face Xelo picul agresiv. Îl vede pe Modo și le elimină. S-a făcut switch-ul fix când a apăsat Xelo pe trăgaci. Se impune destul de bine. Pușat în short un jucător de la OneTap. Xelo scoate pe Robert. Geo între timp l-a eliminat pe Lau din window către Under. Smack pușează aici site-ul la BTN.
Să vedem dacă este atent la această poziție. Cred că l-a văzut pe Smek în momentul în care a sărit. Într-adevăr, se face fragul din partea lui B și se intră spre site-ul la Swifter. Este sub palat. Trebuie să facă aici o minune dacă vrea să aducă această rundă în contul echipei sale. Scoate pe Blitz, la pas însă Mihnea și este pus la pământ. Geo rămâne 1 versus 3 in-game leader. Dacă nu mă șel. Da, 3000, 2900 mai exact a fost bonusul. Înseamnă că vor cumpăra pistole. Nu cred că vede acolo jucătorul boostat. Nu cred că vede ceva, totuși Blitz anticipează, cred că a auzit pasul și a dat seama că mai este un jucător în short, face fragul pe Geo, la Unix totuși a văzut, cred, sniperul și este confirmată faptul că este dublă poziționare de la Wanta spre site-ul pe BTN, reușește un frag important aici, le elimină pe Swifter și este liber site-ul la și vedem că sprintează cei de la Nexus. City au pus stăpânire pe City și au dat seama exact de cum vor funcționa rotațiile, la Unix le elimină pe Smek și rămân... Rămâne doar Geo, Modo a fost eliminat și cred că BTN avansează aici să țină AWP-ul. Geo va face pick-ul eliminat de Xelo și lucrurile nu arată bine deloc pentru Wanta. Dar totuși se bagă, iar BTN poate să-l elimine. Robert îl scoate pe Lau, dar B vine cu trade-ul. Stație 4 vs 4, Blitz intră la site-ul B, încearcă spre transferul Geo, pus la pământ de Blitz, este double kill-ul pentru el, site-ul B în controlul Nexus. Modo vine cu fragul pe B, dar situația este în favoarea Nexus aici la B. Da, Blitz de nou oprit astăzi, am văzut că a fost top fragger și în best of 3-ul pe care Nexus l-au jucat astăzi, continuă să fie un gimpen cu asta celor de la Wanta, 26 de fraguri, de asemenea și Xelo închide cu 25, se țin acolo cap la cap cei doi jucători, mi se pare incredibil cât de puternică e acea poziție, vine flash-ul, fac pick-ul, a reușit Blitz să fugă și... în același timp Xelo este eliminat acolo în scară. Erau doi oameni care îl țineau, probabil face picul la doar 2HP Modo la mașină. Îl scoate pe Blitz. Mai este totuși un jucător, este vorba de Lau și e destul de greu împotriva lui Lau cu pe 250. Robert îl scoate pe B. Mihnea se luptă. Puține emoții acolo la Mihnea. Are și Mihnea totuși un pe 250, așa că runda încă este deschisă. Lau scoate pe Smek, Robert vine cu trade-ul Swifter. Îl scoate pe Mihnea din short. Dar reușește să câștige de la Nexus pe Force by Blitz, deschide runda, îl pune la punct de Smek. Wanta nu a mers acolo să facă challenge în zona lungului. Este o armă pe care vor încerca cei de la Nexus să o recupereze. Se bagă pe tunel foarte bine Robert, îl elimină pe Mihnea, dar Modo este pus la punct de către BTN și cred că va veni intrarea în site-ul. BTN aici trage Swifter, dar Blitz face pick-ul și sunt 3 vs 2 în acest moment. Xelo a dat tag-ul, nu reușește să elimine pe Robert pentru moment, primește flash-ul. Robert trage aici, îl elimină într-un final. A încercat Blitz să dubleze, totuși plantează între timp Launix, aruncă bază. Launix are duelul cu Robert care era destul de low, dar la pe Launix și se bagă ce hype acolo. Se cadă, elimină pe Blitz, dar Launix ia duelul long range, nu-l lasă pe Geo să respire și Nexus din nou surprinde. Se uită în partea dreaptă a ecranului. Și scoate acolo pe Lau, double kill-ul pentru Smek cu pe 250-ul. Băiții de la Nexus sunt într-un pericol foarte mare aici, 2 versus 5. Se aruncă smoke-ul de la Smek, se retrage jucătorul de la OneTap Geo, în pericol foarte mare, pus la pământ de Mihnea, dar mai au descos încă 4 băieții de la Nexus. Da, încă 4 oameni, unul are armură, Modo e poziționat perfect acolo, cred că va surprinde, da, îl elimină pe Mihnea, vine și Robert cu un shot superb de la distanță pe Xelo și câștigă la Echo, dar nu au făcut cross-ul spre Pit, Launix face pick-ul, Swifter câștigă duelul, atinge și Xelo acolo prin smoke și Nexus sunt obligați să părăsească, s-ar putea de la Xelo, să ne întâlnesc cum fac intrarea, elimină BTM pe Robert, dar rămâne Geo care face treaba aici, îl elimină și pe Mihnea, vine Modo, face fragul pe Xelo și avem rundă bună pentru cei de la OneTap și de Swifter. Să nu se intre peste el și se plantează bomba 5 versus 5 și Modo ține bine lurk-ul, Xelo-ul elimină pe Smek, dar mai sunt 2 oameni pe tunel pentru OneTap. Lau obligat să se repoziționeze din cauza acelui Molly, ține aici Xelo, nu reușește nicio eliminare, dar sunt toți jucătorii foarte secați din partea OneTap Gaming. BTN îl scoate pe Geo, double pentru B, încearcă spre transferul, dar Launix un pic mai rapid acolo. Echipa sa Blitz eliminat de către Robert, un entry foarte bun pentru băieții de la OneTap. Și știm cu eliminare aici Robert, foarte, foarte bun. BTN se bate acolo cu băieții de la OneTap, dar se va intra aici în rampă și va fi foarte greu pentru BTN. Prins în open, este acest molotov care vine, Mihnea totuși face două fraguri la unic și el cu două fraguri, incredibil ce se întâmplă în această rundă. Modo rămâne 1 versus 2, face pick-ul, ratează, la unic se ascunde, face pick-ul totuși Modo, dar trebuie să se pună pe bombă, are defuse kit, nu știu dacă mai are timp, apasă acolo prin smoke, rămâne fără gloanțele, elimină Mihnea și ce rundă! 2 versus 5 furate efectiv de Nexus, care zâmbesc aici. Va fi interesant dacă vor face aici contactul, dar Smek trage instantele limon pe Launix și fuge, și cred că i-a dat tagul și lui BTN.
Au încercat să facă poate un split rapid cei de la Nexus, dar Smek a reușit o eliminare foarte, foarte bună. Aruncă și smoke-ul, așteaptă probabil flash-ul, încearcă pick-ul, la Blitz le elimină și face transferul pe Smek. Rămâne doar Robert, are doar un SMG, iese din site-ul pe Blitz, face triple kill-ul și continuă această prestație de vis pentru echipa sa. Îl vede și pe Swifter, aruncă molotovul, dar nu reușește să stea în viață. Xelul totuși poate realiza aici un lurk ala Adex, scapă momentan Swifter. Modo este spre site-ul ăla, să vedem Xelul le elimină pe Swifter. Modo se uită, face fragul și este o rundă 1 vs 2 pentru sniperul celor de la OneTap. BTN aici își ia o nouă poziție de quick peer-ul său, ținând cont că era o rundă de 3 vs 2. Nu era chiar atât de absurd de încercat, dar situația acolo, dacă Swifter l-a auzit acolo pe capitanul de la Nexus, nu este aware și B îl pune la pământ. Entry pentru Nexus în short, este Modo cu polarul. Dacă vor să treacă, Blitz este în scară, îl vede pe Smek, îl elimină, sare în bază, îl elimină și pe Geo, are sniper aproape, ratează Modo, Blitz face încă un frag, vine și la Unix și Nexus. Xelo, îl vedem pe Blitz având o performanță foarte bună, câteva fraguri foarte impresionante din partea lui, îl prinde pe Smek pentru entry, dar Modo reușește un double kill rapid, BTN, pus și el la pământ de Modo, Xelo iese până la urmă și reușește trade-ul, însă Modo, damage-ul este dat. Xelo vrea și el aici o bucată din plăcinta lui Blitz. Reușește un double kill. Să vedem Swifter dacă îl prinde pe Xelo. Îl pune la pământ. În short este Mihnea. Îl scoate pe Swifter. Aduce situația într-un 1 vs 1. Bomba însă. Foarte. Acest site. Trebuie să știe că Robert se află în acest moment pe site. Și intuiește perfect Mihnea. Robert se aștepta să... Nu se știe niciodată când se creează jucătorul celor de la OneTap. Și vedem, incredibil, ce push realizează OneTap. Geo și Robert, două fraguri pe mine. Dar este destul de deep, are trei oameni în față și este surprins de utilități. Vorbeam de Smek, este destul de liniștit, intervine aici cu un shot superb. Se strâng Nexus în lung, dar au cinci oameni în față și trebuie efectiv să tragă perfect. Vine flash-ul bun. La Unix face încă o eliminare. Runda este deschisă în acest moment. Trage la Unix, le elimină și pe Modo și rămâne 1 vs 2. Aruncă smoke-ul, să vedem, îl vede pe Geo, îl elimină 1 vs 1 cu Robert, care a făcut fragul, este știută și poziția lui. La Unix îl caută aici pe Robert și este mai rapid Robert. Câștigă runda pentru OneTap. Economia totuși este puternică pentru Nexus. Swifter. Aici în fața porților face switch-ul la armă și Laul surprinde Unlucky. Are doi jucători care vor să-l pușeze. Trage Blitz aici primul frag și el se duce pe cuțit și vrea să se ducă înapoi. Smek îl scoate pe Blitz. Smek care venise din short, iar Mihnea pentru moment nu fusese văzut acolo. Smek pasă după Lau, din ce în ce mai low Smek, reușește fragul, însă BDN vine cu trade-ul, Mihnea scoate pe Modo, Geo vine cu trade-ul pe B. Să-l vedem aici pe Mihnea, recuperează augul. La urmă punem mâna pe un AK și să vedem situația de 1 vs 1, Geo îl ține, face pick-ul Mihnea, însă Geo câștigă duelul. Runde foarte, foarte close, e un cal mai mult moral pe partea de CT, aș putea spune. Se apasă acolo smoke-ul, Cell-ul scoate pe Robert, Lau-ul scoate pe Swifter, Moliul și Nade-ul își fac treaba. Smek cu două, un double kill cu Nade-ul, Cell-ul îl scoate pe Geo, Modo vine cu 3-2, avem o situație de 2 vs 2. Lung pentru un moment, îl vede la mașină, îi dă tag-ul lui Mihnea, care le elimină până la urmă, foarte frumos a tras acolo Mihnea. Și BTN cred că aude acum, nu, ba da, aude. Ba nu aude, nu îi transmite informația lui Mihnea, dar acesta totuși câștigă fight-ul. Incredibil cât de aproape erau cei de jucători. Și să vedem cine va aduce runda de arme. Un setup interesant, Xelo se retrage, Blitz este verificat de Smek din săritură headshot-ul. Am zis acolo că e un setup jucătorul mai aproape, Smek în pastilă. Foarte în spate Geo, Modul scoate pe Lau, se bagă acolo Xelul, scoate pe Swifter, se apasă aici, foarte bine, se fac fragurile din partea băieților de la Nexus aici. Modo este fără gloanțe, dar și băieții de la Nexus sunt fără gloanțe. Modo eliminat, Geo din tunel, într-o situație de 1 vs 1 cu Xelul. Alege să încarce într-un moment inoportun, Xelul are acolo defuse kit-ul. Este bomba pusă de Geo, face picul Geo, Xelo eliminat de capitanul OneTap și reușește să egaleze aici. Acel Mac ia informații, Blitz totuși face o eliminare, îl scoate pe Robert, Mihnea tras acolo, dar nu a reușit să dea damage și avem o situație de 4 vs 3, deoarece Xelo îl elimină pe Geo și vor intra OneTap, cred, din scară, este liber. Ne vedem că totuși este ieșit pe mid Smek, dar este un jucător în top mid care cred că poate să-l surprindă. Xelo ratează, BTN face fragul din spate și sunt 3 vs 2, au totuși două Mac-uri cei de la OneTap și de la Nexus. Mihnea a făcut niște pași în CT, face picul Xelo, însă Swifter reușește double kill-ul și va pune mâna pe AK. În acest moment Mihnea trebuie să reușească Wandig-ul. Nu știu sigur dacă bomba e plantată de short, nu este plantată de short. Swifter nu face picul aici, Mihnea a câștigat runda. Da, Mihnea câștigă runda pentru Nexus.
Swifter a crezut că să fac un gamble. Acea schemă veche cu foarte multe flash-uri și cine rămâne fără flash primul câștigă foarte bine, pușează blitz în lung. Sau mai bine zis în top mid și îl prinde pe Geo care se ducea spre rămpir, dar este un pic cam târziu. Bag acolo la un short, scoate pe Swifter, Modo vine cu trade-ul. Să vedem Robert foarte aproape de CT, ascuns în site este Blitz în acest moment. Se pasă din lung, Robert îl scoate pe Mihnea. B vine cu trade-ul, Smack îl scoate pe B. Trage Blitz de pe site, îl pune la pământ pe Modo și rămâne doar Smack. 1 versus 2, pus la pământ Blitz. 8 HP pentru Smack și se uită acesta către CT. Hello, Smack nu se vede pentru moment. Ba da, apărea acolo Chelia, deși este posibil de la albul de la cutie plus... Repet, să revină în meci, fac fake-ul pe lungă, dar nu par impresionați. Din nou, Modo reușește entry-ul și de cealaltă parte a site-ului B. S-a mai întâmplat asta și invers, în care... Porții lor la un unghi foarte închis, acolo Blitz reacționează foarte bine și îl scoate pe Robert. Se restabilește calitatea numerică, se apasă puțin porțile de către în porți. Să vedem picul B, îl scoate pe Geo în pastilă, se află un jucător de la... Este vorba de Swifter, de la OneTap. B reușește fragul, este... Clutch-ul din partea lui B, dar nu mai are timp. Da, nu mai se are fac timp, fragurile, dar... Este neapărat cel mai bun. Se întoarce Excel-ul și se blochează. Și-a dat seama că este un jucător avansat și au încercat dubla. Dublul push, Blitz reușește să-l sece pe Mac, dar doar atât. Acesta recuperează pe și cu siguranță va juca cu el până la sfârșitul acestei runde. Swifter îl ține foarte bine aici pe Laun X, reușește double kill-ul, BTN reușește să-l scoată. Mina totuși pune mâna pe un AVP și cred că va încerca să-l salveze. Știe că echipirul său Xelo este foarte, foarte eficient versus aceste runde de eco și îl vede acolo și pe Geo și va încerca cu siguranță să-l elimine și pe jucătorul celor de la Wild. Vedem pe Mihnea, prinde un timing bun, Geo face pick-ul totuși după site. Avea ținta pusă bine Mihnea acolo, dar până la urmă este eliminat. Ajung și Mihnea, așteaptă acolo anti-flash în pastilă. Blitz intră și el, Mihnea pus la pământ de Swifter. Blitz scoate un jucător, apasă Blitz în continuare, este un smoke acolo, l-ajută pe Blitz, este triple kill-ul pentru el. Se retrage în smoke, Laul scoate pe Smack în short, rămâne doar Geo cu polarul și Blitz. Vine molotovul pe site, îl va deranja acolo pe Geo, nu pentru mult, dar Xelo iese din porți, îl pune la pământ și este de rundă pentru Nexus. Se uită spre geam, poziția lui Fizz nu este știută, care realizează doar un singur frag, așadar presiunea este pe Mihnea, BTN eliminat de către Swifter, Mihnea este singur pe pastilă, Modo îl elimină pe Zlaun X, Mihnea face un frag totuși, pică în site-ul B, sunt doi jucători aici, trage după amândoi, este și Swifter care este foarte, foarte secat, scap acolo cu 7 HP, dacă Mihnea ar fi făcut fragul, cred că l-ar fi lăsat pe Xelo într-o situație 1 versus 1. Să facă picul fix pe Modo, este apărat acolo de smoke, Modo face... Ce timing impecabil, prinde Swift! De la OneTap, 3 jucători în această direcție, vine și cel de-al patrulea. La site-ul BG îl ține pe Blitz și e posibil asta să le schimbe ideea celor de la OneTap play-ul. Și aici este totul pe umerii lui B și a lui Mihnea, apasă aici Mihnea, reușește fragul pe Smack. Site-ul B este deja în controlul lui Geo, așa că Mihnea ar trebui să rămână sub geam. Xelo aruncă molotovul, eliberează acolo poziție, Laul scoate pe Geo, Xelo cu siguranță îl ține spre tunel, apasă aici Laul după Modo și este pus la pământ. Nexus 2 versus 3, reușesc clutch-ul și câștigă runda. Și puneau la momentul respectiv pe SXE în pericol, Xelo face picul, îl elimină pe Modo, același lucru pe care l-a făcut White cu Adex, tot într-o rundă foarte... Molly a găsit aici un unghi foarte bun în care stai ascuns B, totuși este pus la pământ de Smack. Blitz face un frag pe Geo, Blitz de pe mașină, nu este știut, reușește double kill-ul, mai este un jucător pe site, Swifter reușește trade-ul, situație de 3 versus 2, Launix este împit, o poziție destul de risc, destul de bună, dar Robert este foarte aproape de Launix, apasă aici Robert și îl elimină, situație de 2 versus 2, Robert la 50 HP, Swifter aruncă trage. Se bagă Robert, incredibil ce shot super face acolo, Xelo trage, dar vine Swifter cu trade-ul și vedem economia celor de la Nexus, obligat să facă eco. Și cred că știe poziționarea adversarilor, Swifter nu se va uita spre mid, Robert este eliminat, Xelo elimină pe Swifter, atenție mare, runda este în continuare deschisă, Modo are probleme, are doar... Pătruns în mid, iar Geo în tunel, îl găsește Modo pe Launix, dar știe că în continuare Xelo este băgat pe aici, pe undeva, Modo... Trebuie să fac aici fragul pe Xelo, îl scoate Blitz pe Geo, se poate recupera o armă în site-ul B și chiar asta se întâmplă. Modo abandonează postul, se duce să-și ajute cu echipierul din Windows, Smack îl scoate pe Blitz, este foarte secat acolo Smack, Modo primește și el headshot-ul, 36 HP pentru Modo, 24 pentru Smack, Xelo.
Xelo face picul, îl vede pe Modo, îl pune la pământ, să-l vedem pe Smack, iese la pic și este map point pentru One Tap, 15 la 14. Pericolul ar putea apărea și din top mid, Smack îl găsește însă pe Blitz, este entry pentru One Tap. Xelo de la Onyx, dacă acesta își câștigă duelurile acolo pe lung cu adversarii săi, va fi bine. Momentan avem o situație de 4 vs 4, la Onyx se repară aici un pic din... momentan vine Smack acolo, stă în crouch, să vedem dacă îl prinde Mignea. Trage Smack, îl elimină pe BTN, trage Mignea, face fragul 3 vs 3. La Onyx este surprins de Modo, Mignea trebuie să se grăbească pentru că vine Modo din lung. Mai face un frag Mignea, sare în site, Xelo face picul, rămâne doar Geo, 1 vs 2. Au defuse kit, bomba este ascunsă, Mignea face picul, Xelo trebuie să aibă răbdare pentru că știe că Geo nu-l poate elimina prea curând pe Mignea. Mignea nu are defuse kit, face picul și le elimină. Să vedem, are și defuse kit-ul și este rundă pentru Nexus, avem overtime. Vorbim pe... de Robert, atenție mare, Robert este deja în side, da, au păcălit complet în acest moment. Zunea că Xelo este aware, nu este, Robert face intrarea foarte bine și este lucru cu care destabilizează în acest moment One Tap, lucru pe care nu le făceau cu Ex în echipă, dar Robert este capabil de player solo și vedem cât de mult contează acest player. BTN și el eliminat și după cum spuneai tu, economia este total destabilizată de acest push al lui Robert, totuși este situația de 3 versus 4, să vedem în acest moment. Foarte bun unghiul lui Geo Hype, Modo face fragul, eliminat Mignea de același Robert care reușește un triple kill și cred că asta le transmite Robert. Și un smoke, cred că va veni în acest moment, peretele de smoke, ori îl prinde Xelo pe Robert. Foarte bună oportunitate pe care o alege, dar Modo îl găsește pe BDN, încerca să se strecoare în spatele băieților de la mid, Smack, Swifter îl scoate pe Lau, Blitz își aruncă flash-ul și scoate pe Smack la marginea smoke-ului, situație de 3 versus 3, Swifter este auzit pasul în mid, Geo vine într-acolo, îl scoate Geo pe Blitz, să vedem dacă avansează către Mihnea, este atent în acest moment Mihnea către site-ul pe Modo, îl atacă pe Mihnea, dar Geo este cel care face fragul și Xelo rămâne 1 versus 3, de a pune în pericol. Acea bombă Swifter eliminat, dar nu contează economia celor de la Antap, este impresionat. Se dă drumul la sprint, Mignea, dar aici pe Geo, care nu este aware de poziția lui, el elimină. Și să vedem ce vor face Manta, pentru că ar trebui să se grăbească aici. Aruncă Mihnea smoke-ul foarte bine, îi blochează pe adversarii lui care ar fi încercat de altfel să facă trade-ul și sunt prinși Manta. Apălau pe Xelo în scară. BTN, cred că este un sniper aruncat în bază de un băiat, de un coechipier de la Manta, de un adversar de la Manta care a încercat să tragă la începutul rundei. Swifter totuși le elimină pe Blitz, este o rundă deschisă, dar aici, mai sunt 20 de secunde. Mihnea anunță că se intră și sunt prinși aici. Cei de la Antap, da, știi că este stânga. Se aruncă flash-ul în short. Cred că a venit încă un flash. Smaker scoate pe Blitz, double kill-ul. Swifter este cel care face cel de-al doilea frag. Xelo aruncă în mid smoke-ul, ratează pe Robert, deși acesta era în mijlocul hărții. Mihnea vine și el în acest moment, Robert îl pune la pont pe Mihnea, Geo pe Lau și este rundă curată pentru One Tap, 18 la 6. Între aceste două Xelo face picul, îl elimină pe Smack, deși era orb, știi acolo pointurile, am putea spune cu ochii. Egalitatea numerică, Blitz i-a dat flash-ul, l-au auzit acolo pe Modo, Robert totuși este eliminat, ies pe GC de la Nexus pe mid, au doi oameni în scară, să vedem, Swifter scapă, bomba, Xelo aude aici, cred sau anticipează că va fi un jucător dornic să fie agresiv, îl vede pe Swifter, îl elimină, rămâne pe mid, eliminat și Geo în site-ul B și Modo trebuie să salveze polarul, cred că ar putea să... Scoate Modo pe Lau, dar va fi pușat aici de încă doi jucători, Xelo îl pune la pont pe Modo. Nu o problemă aici. De dezavantaj, Blitz totuși dacă încearcă aici să le elimine pe Geo, este foarte bine pentru că site-ul B este liber, dar greșite smoke-ul și dar trebuie să se retragă. Dar avea trei oameni, să vedem timing-ul, incredibil ce timing prinde Blitz aici, Smack putea avea un triple kill în față, îl ține pe Robert care primește leg-ul și face fragul pe Blitz, incredibil ce situație, totuși Swifter este foarte periculos aici din scară, face fragul pe Launix, îl elimine și pe Xelo, rămâne BTN 1 vs 2, Robert este secat cu siguranță, BTN știe chestia asta, dar trebuie să-l găsească pe Robert, care vedem că surprinde aici, are o poziție foarte agresivă, a pus zoom-ul, BTN nu-l aude, este eliminat și avem overpass între aceste două echipe. One Tap câștigă aici pe DAS2 și blestemul continuă, echipele își pierd. Doi oameni chiar la saci, este un bait aici, trage Launix, face o eliminare, se luptă acolo cu flash-urile lui BTN, 3 fraguri pentru Launix, Mac totuși le elimină pe Mignea, vine Launix cu al patrulea frag și cât de bine începe Nexus această rundă de pistoale. Launix deja, ba nu, este BTN 2 MP9 aici în toalete. Trage aici Xelo, reușește fragul pe Geo, este entry-ul în favoarea
băieților de la Nexus, este totuși foarte secat Xelo și acest Molly ar putea fi destul. Iese Xelo foarte bine, aici două fraguri, deși era foarte secat. Din site-ul B pușează Blitz din conector, deja s-au rotit băieții la Nexus, One Tap sunt prinși aici între Ciocan și Nicovală. Smek ajunge la track, reușește aproape două fraguri, îl scoate pe Lau și l-a secat și pe Mihnea. Robert l-a scos pe B și au gestionat bine în această zonă. Totuși Robert îl vedem, are ținta spre mid, Blitz pus la pământ, doi jucători extrem de secați la One Tap 4. Da, într-adevăr, rundă câștigată, deși a făcut să răsta cu Nexus, aveau trei oameni și un om din spate, dar... Blitz în pericol aici, poziție de sacrificiu lângă conector, Smek îl pune la pământ, Xelo nu a avut șansa să îl ajute. 12 HP spre bază, Tero, iar un singur jucător se află în site-ul ăla, este vorba de Smek, pus la pământ de B. S-au aruncat acolo două flash-uri care i-au mai încetinit pe One Tap, Laul scoate pe Swifter. Să vedem aici pe Mihnea, elementul cheie al celor de la Nexus, are MP9, le scoate un jucător, este vorba de Modo, care e cel care a fost eliminat, Geo l-a scos pe Mihnea, Lau pe Geo, Robert vine cu un trade, dar are doar 52 HP și este într-o situație de 1 vs 2, din short vine BTN, Xelo până la urmă încheie runda, nu vede și cred că îl va încerca să-l pușeze aici pe Modo, eliminat la glob de către acesta și vedem cât de mult înseamnă presiunea. Aceste hărți, Mihnea mai face un pic, are trei oameni în față, trage acolo Mihnea, are totuși un om la mașină, Launix vine din spate, trebuie să planteze acum Nexus, vine Launix, face un frag, totuși îi are în față pe Smek și pe Swifter care au arme. Swifter trece la o spre mașină, face fake-ul, să vedem, Smek face pick-ul, le elimină și avem rundă pentru Antap, câștigată la Echo, fără armurie, Nexus urmează să... ascuns la copac, eliminat de Modo. Dacă avea un pistol, putea să stea ascuns, însă scout-ul este destul de greu. Swifter îl găsește pe Blitz în conector. Băieții de la Nexus și băieții de la OneTap sunt destul de atenți în această direcție. BTN scos de Robert, Lau l-a scos între timp pe Smek, Mihnea îl scoate pe Swifter. Să-l vedem aici pe Lau, încă un frag pe Geo, apasă Lau, îl scoate și pe Robert. Modo rămâne 1 vs 1 cu Mihnea, face picul acolo, Mihnea l-a văzut pe Modo. Să vedem dacă mai încercă Modo picul. Mihnea le elimină și Nexus fură aici rundă la pistoale. Acolo și Xelo și Blitz. Xelo face picul, elimină pe Smek, este un jucător rucat pe site, dar Geo câștigă duelul. Blitz face picul, elimină pe Geo Hype. Sunt 4 vs 3 Nexus, dar Blitz are o poziție delicată aici. Ia face site, vine din spate la un X, câștigă duelul Swifter, dar vine Mihnea care le elimină pe Robert. Rămâne Modo, cel care a plantat bomba. Fac double pick de la Nexus și rămâne doar Swifter în fața site-ului. Din nou triple pic și BTN reușește un double kill cu MP9-le. Să vedem totuși cum reacționează cei de la OneTap, în momentul în care Blitz activează lurk-ul foarte bine, face picul, a venit flash-ul, un singur frag, dar cred că va fi eliminat aici, sunt trei oameni care... În City Spawn și se intră, cred, în site-ul B, Mihnea ține monstrul, dar Robert face fragul, deși e și din smog, la Unix, transferul foarte bine, elimină și pe Smek și rămâne Modo 1 vs 4, eliminat de BTN și Nexus, arată mult mai bine. În conector, a venit acolo un flash, nu l-a văzut pe Swifter în partea dreaptă și Robert îl elimină, ușa este spartă, dar... Nu știu exact dacă este spartă de o poziție bună, dar pare că BTN se uită în acea poziție. Fight-ul se dă în short, Robert, un singur frag la un X cu trade-ul. Swifter de asemenea cu trade-ul, rundă bună până în acest moment pentru OneTap. Și să vedem, se intră spre site-ul B. Mihnea este după coloană, face picul 2 vs 3, are încă un fight în monstru. Geo se retrage pentru că știe că aruncă pe acesta molotovul din lung, dar de asemenea nu este, nu este o intrare aici. Xelo face fragul, sunt departe ceilalți jucători. Modo are AWP-ul, să vedem, Xelo ține un unghi unde ar putea să iasă. Un smoke. Incredibil, Modo îl prinde pe Mihnea sărind din heaven și Xelo este eliminat și shot pentru Modo 8-3 OneTap. Pe site-ul A reușește un entry pentru echipa sa. Xelo are un unghi din nou închis, face pick-ul, Swifter este eliminat. Să vedem dacă vine Geo suficient de repede. Are din nou bomba Geo și această bombă îl ține din a fi agresiv, pentru că în momentul în care este eliminat, clar se știe unde se va ataca. Totuși Nexus sau stack-ul în site-ul A, double pick-ul, coordonare bună în site-ul B pentru Mihnea și Launix, îl scoate pe Geo și rămâne doar Modo. Chiar că nu scopul era, o pusie foarte grea, unul foarte open. BTN face white pick-ul în playground, avansează ușor-ușor către baloane. BTN încearcă prefire-ul în short, Swifter îl găsește pe Blitz, entry pentru one-tap în runda cu numărul 14. Robert, care nu l-au folosit niciodată Nexus până acest moment. Nu dau seama. Geo îl vede pe Xelo, îl elimină și vor intra în site-ul ăla. Nu cred că se așteaptă ca BTN să fie pe lung. Să vedem, acesta poate surprinde. Swifter vine cu plantul. Smek totuși face pick-ul, îl elimină pe BTN și rămân Mihnea și Launix într-o situație similară. Data au un nade, au defuse kit, dar jucătorii celor de la OneTap au destul de mult HP. Totuși la unii face un frag, elimină pe Smek 2 vs 2, nu au sniper OneTap și îl au pe Geo prins într-o situație destul de delicată. Are flash-urile Swifter, face picul Geo, reușește fragul. Mihnea rămâne 1 vs 1 cu Swifter. Bomba este
este plantată în față, Mihnea are difuzul, îl vede aici, îl elimină pe Swifter care se bate deși adversarul nu făcea plantul. Cât de mult contează pas, Xelo ține toaletele, Blitz face un frag, Swifter și el eliminat de către Xelo, Robert și Modo, 2 vs 4, bomba este recuperată, 25 de secunde, pică Xelo, să vedem ce va face aici BTN, pentru că Modo poate planta și trebuie să încerce BTN să facă eliminarea, aproape să-l scoată pe Modo, îl lasă în 23 HP pe sniperul celor de la One Tap, dar acesta nu are AVP-ul, este o situație delicată, eliminat de Launix care are un match deosebit, este tot fragger alături de Xelo, 18 fragul, 12. În continuare, Bi are utilitățile și cred că va arunca un smoke de fake la site-ul B, deși se intră destul de agresiv către site-ul A. Vine flash-ul din partea OneTap. Smack și Modo au reușit două fraguri, rămâne fără gloanțe. Smack, Xelo, două fraguri pentru el. Recuperează acolo un USP abia încărcat. Xelo avansează, dar repet, sunt foarte low la un glonță. Aproape totuși Xelo face un frag. Nu cred că își dau seama cât de puțin HP au adversarii. Altfel ar fi încercat să fie poate mai agresiv Xelo. Totuși este eliminat. Mihnea vine cu trade-ul. Swifter rămâne 1 vs 2. Mihnea și BTN versus Swifter. Prins între cei doi. Să vedem ce va face Swifter. Eliminat de Mihnea și Nexus fură o rundă incredibilă. Da, până își aduc o rundă pe tabelă. S-a băgat aici Smack cu MP9-le, dar BTN îl elimină prin lemn. Xelo scoate pe Modo. Au încercat să surprindă OneTap în zona lungului. Geo ar putea fi prins din spate de către Launix. L-a văzut acolo Launix pe Geo și iese Lama aici. Eliminat Launix de către Geo. Este greedy acolo și Geo se întoarce. Mihnea trebuie să repare aici greșeala lui Launix și reușește. Robert se duce ușor către toalete. BTN ar putea să-l observe. Se întoarce BTN către baloane. Trage aici Robert după Blitz. Cred că l-a văzut acolo și pe B, însă Mihnea, unghiul pregătit, îl pune la punct pe Robert. Rămâne doar Swifter cu acel UMP de care vorbeam la începutul rundei. Swifter, cred că este auzit, dar trage după BTN, trage și după adversarul lui. Aproape se elimine pe amândoi, a secat, dar vine Xelo și închide situația. 15 la 19, Mihnea pare că are un gap acolo, îl vede pe Geo și îl elimină. Am intrat într-un traseu de joc în care parcă lucrurile se duc doar în oare celor de la Nexus, să vedem, totuși OneTap găsesc un răspuns, Smack face picul, elimină și pe Blitz și cred că vine o rundă pentru OneTap, dacă nu cumva Xelo câștigă acest 1 vs 3, l-are pe Robert, este destul de atins, se ascunde acesta, Xelo face picul, nu are bomba, dar nici cei de la OneTap nu știu despre bomba, Xelo îl aude pe Smack și are un duel aici, să vedem cine câștigă acest duel, este Smack, 15 la 4, totuși Nexus au economie. 2-4, un MP9, loadout-ul este destul de bun, însă să vedem dacă reușește să-i pună la pământ. Smack încearcă spre transferul, Xelo totuși reușește trade-ul după ce pică BTN, Blitz, băieții de la Nexus, partea dreaptă a lungului. Fac ușor picul, trage aici Geo, două fraguri pentru el, Blitz vine cu trade-ul, însă Modo răspunde și el cu un frag pe Blitz și rămâne doar Lau pe site. Poziție la care probabil să nu te aștepte Lau, nu se așteaptă, îl pune la pop de Swifter, însă Modo vine cu trade-ul 15 la 5. Totuși doi jucători avansează din playground, Modo îl elimină pe B, lăsat la 19 HP, în continuare la baloane, polarul de la OneTap, un play agresiv, dar este pus la pământ de nade-ul lui Mihnea și către lung se duce Smack, Xelo este atent la aceasta. Siguranța presiunea este pe cei de la OneTap, a venit un flash, Xelo are poziție foarte bună. Totuși face fragul cu ajutorul lui Blitz, Smack a avut acolo șansa lui, dar să vedem dacă intră Nexus aici sau fac fake-ul. Momentan au răbdare, Xelo le elimină pe Geo, 4 vs 2, runda apare că merge în favoarea celor de la Nexus care mai fac acolo un frag pe Xelo, Swifter, fragul pe la un X, Blitz cu trade-ul, victorie pentru Nexus 2 la 1 și urmează un match pe